Cântul Patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Nimeni nu poate pătrunde în sufletul și mintea omului, dar nu este omului mai bine dacă nu-și exteriorizează periodic gândurile și emoțiile. Iar dacă e să luăm în ansamblu o instituție, atunci să vorbești despre ea e chiar un avantaj. În cazul Armatei Naționale există câteva medii din care face parte și emisiunea radio Scutul Patriei, surse ce au menirea de a scoate în evidență evenimentele, opiniile și atitudinile militarilor. Astfel, voi, consumatorii de informații, să fiți mai obiectivi în aprecieri. Păstrați frecvența timp de 45 de minute și ascultați subiectele propuse pentru această ediție. Tomița Jechiu, Denis Rotaru, bună ziua! O, cât de mult aș vrea să fii aproape, în ochii tăi căprui să privesc. Ești ca un vis ce-l văd noapte de noapte. Dragostea mea să-ți dau, să-ți șoptesc. Tu ești cea mai cea dintre flori și ești cea mai stea dintre stele. Tu ești dorul dorurilor și ești taina viselor mele. Tu ești cea mai cea dintre flori și ești cea mai stea dintre stele. O culoare în mii de culori, ești mireasa viselor mele. Ce fel de sărbătoare fără de organizarea unui concert festiv dedicat femeilor din Armata Națională? Aici mă refer la 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. În seara zilei de marți, 6 martie curent, pentru cele peste 1000 de femei civile și militare, în scena Centrului de Cultură și Istorie Militară au evoluat orchestra prezidențială, Doina Armatei, ansamblul de dans popular și contemporan Fantezie, teatrul de dans și improvizație Voices, precum și interpreți de muzică ușoară și populară din Republica Moldova. Fiind prezent la eveniment, ministrul apărării a declarat că femeile militare și angajatele civile contribuie plenar la dezvoltarea Armatei Naționale prin atitudinea creativă față de atribuțiile de serviciu, competență, sârguință și devotament. Vitalia Marinuț a specificat că, deși munca femeilor în Armata Națională nu este ușoară, acestea reușesc să îmbine nobila misiune de apărător al patriei cu cea de mamă și soție grijulie, să păstreze feminitatea, gingășia și generozitatea sufletească. Vă doresc multă sănătate, dragoste, liniște și bunăstare în familiile dumneavoastră, credință în bine și numai primăveri în suflet, a subliniat ministrul apărării. De menționat este că, în legătură cu Ziua Internațională a Femeilor și pentru indici înalți în executarea funcției, femeile militare și angajatele civile ale Armatei Naționale au primit premii bănești, medalii și diplome de mulțumire. Fiecare femeie Armatei Naționale luată în parte contribuie cu ceva la dezvoltarea structurii militare. E firesc că unele dintre ele reușesc să se afirme, altele rămân după culise întreaga viață profesională. Locotenent major Maria Aramă de la Centrul Mass Media Militară este de părerea că există o mulțime de factori interni și externi care provoacă urcușuri și coborâșuri. Ziua, de o parte, în primul rând, este o sărbătoare nu numai pentru mine, dar pentru toată familia mea. Acolo unde am mamă, două bunele scumpe și multe alte rude care sunt femei și sunt foarte speciale pentru mine, datorită faptului că au bărbați lângă ele și bărbații le apreciază și le iubesc, le au justa valoare pentru că sunt niște femei minunate. Pentru femei aș spune una, multă, multă răbdare, pentru că femeile sunt totul în această lume. Bineînțeles, fără bărbați nu sunt atât de puternice, dar sunt pline de putere atunci când vine vorba despre greutăți, despre bucurii, despre susținere pentru copiilor, despre susținere pentru bărbații care sunt alături. Femeia în uniformă este tot mai prezentă în scena militară, acolo unde se produc evenimente. Ea ușor poate să se evidențieze și să-și demonstreze potențialul chiar și în domenii la prima vedere de interes doar masculin. De această părere sunt soții Dubencu, Cristina și Marian, ambii militari.
Este greu să fii femeie în armată. Este greu doar într-o privință, că nu cam reușim cu copiii. Te dedici mai mult serviciului și copiii nu rămân planul 2, dar oricum, mai puțin timp reușim să le acordăm copiilor, dar general e bine. Îmi place. Dumneavoastră ați spus să fie aici în armată? Desigur că nu. Abia are un an. Un an și două luni de când sunt forțele armate. Mi-a plăcut la început forma militară, ținuta asta frumoasă. M-a atras, că așa am făcut cunoștințe. M-a atras atenție când l-am întâlnit pe ținută militară. Pentru soția mea, pentru toate doamnele din forțe armate și nu numai, aș dori la mulți ani sănătate, fericire, bucurie. Liniște și pace în familie, cred că tot ce ne dori orice familie. Copii sănătoși, dar noi felicitarea facem împreună. Și totul bine, la toată lumea. Da, la mulți ani și numai bine. Niciun pas înainte fără femeie, tot respectul și admirația pentru femeile armate naționale, care muncesc cot la cot alături de apărătorii patriei. Știu că vi s-au spus multe și frumoase cuvinte înainte și după 8 martie. Le meritați din plin și fie ca ele toate să vă dea putere și energie pozitivă să mergeți mai departe. Din partea noastră, această frântură muzicală, interpretată de un tânăr care a dorit să-și păstreze anonimatul, la mulți ani! Te felicit și în versul eu sincer, eu îți transmit a mea felicitare, a mea felicitare. Ea este o zi de primăvară și sper frumoasă în toată țara. Și-aș mai vrea să-ți doresc tot ce-i mai drag și mai firesc. Mărgăritare în drumul vieții, să ai parte de toate fericiri și nu tristețe, să fii înconjurată de iubire și prieteni, o dragoste curată și mai adevărată. Scutul patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. La începutul fiecărui an are loc procesul de luare la evidență de către centrele militare a tinerilor care au atins vârsta de 16 ani sau împlinesc atunci când are loc campania de recrutare din anul lor de naștere. Potrivit maiorului Octavian Druță, locțuitor comandantului Centrului Militar Municipal Chișinău, pentru primirea primului act de evidență militară, tinerii au fost selectați în perioada ianuarie-februarie 2012 în baza listelor oferite de școlile și liceele din municipiul Chișinău. Totodată, premilitarii au fost supuși unui examen medical, urmat de determinat gradului de aptitudine pentru încadrarea ulterioară în serviciul militar. Anul curent, Centrul Militar Municipal Chișinău, în colaborare cu administrația publică locală, a luat la evidență militară circa 3600 de tineri născuți în anul 1996. Circa 60 de elevi din clasele a 9 ale liceului teoretic cu profil de arte Elena Listar din sectorul botanic al municipiului Chișinău au primit adeverințele de recrut. La activitatea organizată au participat și reprezentanții Academiei Militare a Forțelor Alexandru cel Bun, reprezentanții Centrului Militar Municipal Chișinău, administrația liceului, precum și elevii claselor superioare ale instituției de învățământ. Colega Natalia Andronache a monitorizat evenimentul. Sunt doamna Ocinski Maria, directorul liceului Elena Listar. Eu cred că a fost foarte bine, pentru că este mai greu să organizez câte un copil, dar așa a fost în fața la toți copiii, toți recruții noștri care sunt, și cred că e foarte bine venit, e organizată, vă mulțumim, pentru că
într-adevăr, a fost și o informație utilă pentru clasele a 12, pentru ca ei să cunoască care sunt condițiile pentru, după absolvire, a fi înmatriculați la studii în Academie Militară. Am văzut că dumneavoastră v-ați implicat foarte activ în amânarea certificatelor. Nu știu cât bine conștientizează acești copii, spun că încă sunt copii de clasa, nu? Responsabilitatea asta, ce le sugerați dumneavoastră? Ca director al liceului, desigur că tot ce este dată informația de către administrație, pentru ei este ceva mai responsabil, deoarece ei sunt deprinși, că noi totdeauna le explicăm orice moment care este pentru ei, pentru responsabilitatea pe care trebuie să o poarte în cazul de față, să știe că fiecare băiat, el este responsabil de acest certificat pentru lucru, dar și în genere să cunoască că noi avem și noi armată națională și ei trebuie să știe că sunt apărătorii țării noastre și de aceea eu cred că totdeauna e binevenit ca administrația să fie prezentă și să le explice mai detailat, adică așa socot ca director. Dar în principiu, chiar dacă și nu eram, și informația adusă de către capitanul dumneavoastră și de către toți cei care au fost prezenți, pentru ei tot este util. Ce știam eu, elevii mergeau singuri la comisariate și își ridicau aceste deverințe. Deci, dar în ultimii ani veneau de la centrul militar și le mânau. Le mânau așa ca să fie prezenți copiii și dirigintele. Astăzi noi am făcut așa, să zic, festiv, mai festiv pentru ei, pentru ca să înțeleagă că aceasta este... Cât timp se practică aceasta? Din câte eu cunosc, este de vreo 4 așa 5 ani. Ca să vă zic că sunt foarte receptivă la lucrurile acestea, chiar dacă și când merg atunci la controlul medical, noi totdeauna ținem la control, suntem responsabili de acest moment și eu cred că așa ar trebui să fie, ca copiii noștri să aibă și o educație patriotică, nu numai să instruim și civilă, da. Să cunoască ei din informațiile de pe site-uri, cunosc foarte multe lucruri, dar ei trebuie să știe să le selecteze cele care sunt utile pentru noi fiecare și să cunoască că noi trăim în această țară, fiecare suntem responsabili de ceea ce se petrece. Și eu cred că mai ales băieții care sunt viitorii bărbați și care noi toate damele ne sprijinim de ei, înseamnă că ei trebuie să fie cei care noi să știm că sunt puternici și fac față lucrurilor. Mă numesc Cristin Stanislav, elev clasa 9-a. Din câte știam, elevii merg la comisariate și își ridică aceste adeverințe, iar militarii de astăzi au făcut un serviciu, au venit ei și vi le-au dat. Ce reprezintă pentru tine această adeverință? Ca un simbol că trebuie te dus la armată. Da, tu crezi că o să mergi la armată? Eu aș dori. Te dori, da? Da, că pe tine chiar îmi place armată, dar... De ce? Te desparte de familie, desparte, nu pe un timp, adică nu te vezi familie. Un an de zi. Da, dar așa vreau la armată pentru că acolo ne facem ca bărbați, ne facem. Nu v-am spus că armata oferă un șir de avantaje. Pe lângă asta că faci studiile gratis, acolo îți oferă și condiții. Cei care nu au fost prezenți, colegii tăi, am văzut că au absentat. Ce le vei spune? Mie nu lipsește chiar mulți prieteni, dar eu aș zice, dacă aș lipsi, eu aș zice că rău, că m-a scotat, că armata asta e cea mai principală ce trebuie să învăță. Foc și prin ploaie te vei căli cu dragomina.